presa italiană și cea engleză. O recuperare acum a lui Tadee. CFR are șanse de contraatac. 3 contra 2 acum. Costea are mingiu pe dreptul. Gol! Costea! Ce gol a marcat Costea! Gol de senzație! Iată-l pe Florin Costea. Înscrie pentru CFR 1-0 în minutul 9. Dragi prieteni, un gol depus în ramă pentru atacantul ceferist. Și chiar când spuneam că este foarte mare bătaie pe postul de atacant, Costea își confirmă încă o dată valoarea, își arată clasa de care este în stare. Ne așteptăm la o revenire de marcă din partea lui Florin Costea după ce a evoluat și prin ligile inferioare, după ce a trecut printr-o perioadă destul de neagră a carierei sale. Iată, revine la un golgeter pe unde a fost. Revedem execuția lui Florin Costea. Ce ușor l-a driblat pe Van Dijk. Ei bine, 3,5 milioane de euro a plătit Celtic pe acest fundaș care a fost pur și simplu paralizat de Florin Costea. Batin, viteză extraordinară, centrează către Capetanos și gol! 2-0. La Capetanos nu-i trebuie foarte multe. O fază de atac, centrare perfectă din partea lui Batin și Capetanos pune latul și ce venit la prima lui iubire, dacă e să-i spunem așa. Revedem contraatacul golul, da. Fulger al lui Batin, pasă perfectă pentru Capetanos și acesta marchează îndeplinind o simplă formalitate. Pe Jose Mourinho îl vom vedea de asemenea în direct pe Look TV în această vară. Vor fi super amicale și pe Kipciu. Și să vedem cât de dure vor fi, au fost de fapt accidentările în partida de astăzi. Trece mingea peste mincă și este gol. Ce pentru gol Celtic. A marcat Samaras. Numai Samaras putea să marcheze exact. Așa pentru Celtic. L-a lovit efectiv mingea. A vrut, cred că Samaras a vrut să preia. Din ce îmi dau seama, o preluare pe genunchi, însă nu i-a ieșit, dar e Muniru. Și vă spuneam, dragi prieteni, despre începutul meciurilor oficiale în Europa.